Un minor de 17 ani din Orhei este căutat de polițiști suspectat că a furat un automobil, dar și pentru alte peste 70 de infracțiuni pe care le-ar fi comis pe teritoriul raionului Orhei. Potrivit poliției, minorul este originar din satul Nicolăieuca, însă locuia la un centru de plasament din Orhei. Acesta ar fi fugit de mai multe ori din centrul de plasament. În perioada anilor 2017-2019, acesta ar fi comis mai multe furturi din gospodării, biserici și magazine. În data de 5 aprilie, Inspectoratul de Poliție Orhei a anunțat în căutare minorul pentru furtul unui automobil. Băiatul are înălțimea de 1,65 m, ochii căprui, părul vopsit în nuanță blond roșcată. Minorul are o cicatrice verticală deasupra sprâncenei de la ochiul stâng. Persoanele care l-au recunoscut pe băiatul din imagini sau cunosc locul aflării acestuia sunt rugate să informeze poliția la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 5 ani de pușcărie. Confidențialitatea surselor de informare este garantată.